Un instructor auto din Galați a ales cu 100 de euro după ce le-a cerut cursanților bani în schimbul obținerii permisului auto. Mai mult decât atât, bărbatul i-a propus unei cursante să întrețină relații sexuale cu el, pentru ca ulterior să-i și falsifice certificatul de absolvire. Instructorul s-a ales cu 2 ani de închisoare cu suspendare. În schimbul permisului de conducere, un instructor auto i-a dat doar două opțiuni uneia dintre cursantele sale, bani sau relații sexuale. Cu timpul, traficul de influență ar fi devenit un obicei pentru instructorul auto, care în urma serviciilor sale și-ar fi băgat sute de euro în buzunar. În cazul unei tinere, bărbatul ar fi falsificat carnetul acesteia și ar fi modificat din pix că fata ar fi efectuat toate cele 15 ședințe de practică, echivalentul a 30 de ore, deși eleva mai avea de susținut 5 ore de pregătire. Instructorul a falsificat și certificatul de absolvire emis de școala de șoferi unde lucra, în care a declarat că tânăra ar fi absolvit în întregime cursurile de pregătire, de teorie și de practică. Bărbatul a fost prins în flagrant după ce a primit 300 de euro de la altă cursantă, bani cu care acesta trebuia să-i convingă pe polițiștii examinatori să o promoveze la proba practică. Speriat, a încercat atunci să arunce pe jos banii primiți în fața echipelor de polițiști și a negat că iar aparține Mama fetei a dezvoluit în timpul audierilor ca martor că bărbatul i-ar fi cerut fiicei sale de mai multe ori sume de bani, ba chiar să întrețină relații sexuale cu el în schimbul permisului auto. Adus în fața autorităților pentru audier, bărbatul și-a recunoscut ulterior faptele, motiv pentru care tribunalul și curtea de apel Galați au decis să-i aplice doar o pedapsă de 2 ani cu suspendare, sub supraveghere constantă la locul de muncă.